City manager, viceprimari, posesorii de stație recepție. Toată lumea în mașini, chemați utilaje, AS-ul, ESTA, cu voi în frunte, de la viceprimari, city manager, și treceți, mă, prin parcuri. Niciun leu nu se plătește pe o lună de zile în urmă. De când nu e cosită iarba asta, mă, trebuie să vin eu noaptea să văd că nu se cosește, mă. Acum toată lumea, faceți noapte albă, dimineață vreau toate parcurile cosite. Voi, luați-vă coase de la Dedeman, de unde vă duceți să le luați. Acum, o să trec să văd, dimineață sunt cosite, ați înțeles? Sunt cosite, toate parcurile. Ce urmărești tu, bă, Denis? Ce urmăriți voi, măi, directori, viceprimari, mersul trenurilor, ce urmăriți? Carul mare, ce urmăriți? Uitați-vă, bă, pe cer. Acum toată lumea, din casă, de la masă, de unde sunteți, cu coasele în mână. Nu știu de unde îi aduceți pe muncitori, dimineață toate parcurile. Dimineață, nu stați aici. Sunt în Ferentar 72. Așa se face întreținerea parcului, la câte, bă? De-aia, de-aia îmi băga sumna să plătesc? Dați-vă de socializare asta și noaptea asta stați pe străzi de nebuni. Bă, mi-ar fi rușine să-mi răspundeți, mă. Eu în locul vostru, dar voi n-aveți rușine, mă. Ce vreți, mă, să vă iau un autocar, să vă bag pe toți să plecați acasă? Toți odată? E datoria mea, mă? Ce faceți, bă, toată ziua? Ce faceți, mă? Am venit să ne uităm, să văd cum le-au menținut. Să rămână. Ce faceți, oameni buni? Vă iubim. Eu vă iubesc. Eu vă iubesc. Știți ce mult ați făcut pentru noi? Nu vă imaginați. Da. Suntem... Să vă dea Dumnezeu sănătate. Și dumneavoastră la fel. Vă iubim. Eu vă iubesc. Fac iubire. Denis, recepție. Am numărat 6 pini care nu s-au adaptat, s-au uscat. Mâine trebuie să înlocuiți. Luați la rând mâine, toată ziua, domnilor directori, toate parcurile. De dimineață și până seara la 22. Da? Și vă uitați să vă învețe și noaptea cum se vede ce le lipsesc. Da? Uite, plasa ruptă, înlocuită. Treceți, domne, că de-aia l-aveți întreținere. Ia, ce zici de asta? Domnul primar al nostru. Vă iubesc, mă. Am ieșit întâmplător și am văzut că sunteți dumneavoastră. Să rămână, doamnă. Ați venit să ne vizitați? Să mai vedem ce mai e, dacă cum s-a întreținut. Dacă da, mai să trebuie... știți că s-a întreținut. Văd. Da, mai sunt câțiva arbori de înlocuit. Da, să da. Știți că... Să-l stăpâniți sănătos. Mulțumesc. Să rămână. Domnilor, sunt în parcul Pecineaga. Aceeași problemă. Jardiniere goale. Enupări uscați. Iarbă necosită. Ce se întâmplă, domnilor? Ați luat recreație? Ați luat recreație, domnilor? Bă, n-ați înțeles că noaptea asta sunteți pe stradă? Ori sunteți pe stradă, ori cu demisiile mâine dimineață la mine. Ori puteți, ori plecați acasă. Da? Faceți tură de noapte, astăzi, mâine, până la locomanda. Cosiți, măturați, spălați. Măcar veci eu arată ca lumea. Merg toate becurile, merg în regulă? Nu, nu merg toate. Care nu merg? Astea trei de aici. Unul aici, două pe partea asta și trei aici. Cu total câte? 6. Voi ați scris în raport? Da. A scris în raport. Am scris, avem și de la dumneavoastră astăzi. Aveți. Le-ați arătat, da? Da. Mă, rapoartele astea care le fac firmele de pază, le citește, bă, vreunul? Vă uitați, mă? Aici, în Pecineaga, cel puțin 8 stâlpi, nu funcționează iluminatul public. Uite, pe teren. E frumos, nu?
Hei, bă, băieți, nu știu ce, dar ia luați-o voi așa ușor la pas și mâine dimineață o să dau eu doia, așa, puterea exemplului, care v-ați implicat așa cu tot sufletul. Domnul Viorel Cârlogea, recepție. Recepție, domnule primar. Mâine la prima oră faci referat directorului general de la poliția locală. Vii acum și faci o poză la intrarea de la terenul de forurilor de la Pecineaga. Da? Pentru ce păziți voi, mă? Ce păziți, mă, voi? Muște, ce păziți? Pe timp de noapte ce păziți? Lilieci? Faceți o poză și faceți referat pentru sancțiune cu avertisment și trebuie să-i luăm și 5% din salariu. Și cu banii aia luați, să reparați poarta. Mâine seară vreau poarta reparată, sudată, nu e niciun raport. Uite, parc inaugurat. Eu înțeleg vandalism, dar unde-i poliția? Amenzi. Ce amenzi ați dat pe parcuri? Vreau să văd și eu mâine dimineață raportul. Bă, noaptea asta, chemați pe toată lumea de acasă. Vreau toate rapoartele astea. Cine îmi confirmă? Cine vine? Cine e răspunzător de bec? Cine se uită la rapoartele firmelor de pază? Aș citi, mă, că dacă citeați, reparați, mă. Becurile astea nu ard de săptămâni întregi. Și vouă, mi-ar fi rușine, mă. Se poate să ne faceți ceva cu terenul, să ne-l luminați, pentru că cele mai multe incidente cu copii acolo se petrec. Da, iubita, da, tocmai asta am constatat și eu, că îmi raportează că totul e minunat. Iată ce minunat e. Vedeți, am început să iau castane, mă, de la lume pentru voi. Bă, pentru voi iau castane, mă. Da? Eu îmi dau aici duhul pe teren și voi, bască, nu? Aveți răbdare până dimineață. La locul de joacă, încă 1, 2, 3, 4. 4 stâlpi de iluminat. Bă, pensionarilor, mă. Bă, mi-e și... Nu. V-a jigni, mă, dar mi-e rușine de rușinea voastră, mă. Dacă aveți. Dar nu v-ați născut cu rușine, mă. Doi plecați mâine dimineață. Doi plecați și vă spun, dormiți liniștit în seara asta, că nu știți care a tras lozul câștigător în seara asta. Vă salut. Vă pot pune o întrebare? Vă rog. Scuze, am mai discutat cu colegii noastre care au făcut aici, au reabilitat toată zona. Da. Dar au lăsat treburile neterminate. Au lăsat treburile neterminate. Ce au lăsat neterminate? Vreți să vă arăt? Mergem, domnule. Dacă, deci am mai discutat. Dacă e bal să fie. În față aici, cu colțul ăsta. Hai să vedem. Buturug au lăsat acolo, au zis că n-au mașinăria. Ia stați așa puțin. Da. Spuneți-mi și mie acum ce le-a spus. Să taie, să scoată buturuga. Așa? Să scoată, există aici un platou de așa? Beton. Ce mai v-a zis? Ce ați mai spus? Și ce v-au zis? Că în două zile vin și remediază. Acum cât timp le-a spus? De când au terminat lucrarea. Când Două luni de zile. Acum două luni de zile. Ați auzit, mă? Ba, auziți? Plus că morman de pământ care nu s-au luat. Plus multe și multe altele. Aici, la Pecineaga. Azi, da? Deci, zona asta aici trebuia scoase pietrele de aici. Da, trebuia scoasă. Gata, mă? S-a recepționat? Vedeți că nu v-ați luat banii, mă. Și acolo în boschiție este un buturug. Măi, Denis și alții care ați răspuns aici. La ce scară, domne? Scara 5. Să lași bloc numărul 140, bloc 47. Ia spuneți, domne, că poate zice lumea că sunt nebun. Fântâna din mijlocul parcului. Nu e schimbat apa de când s-a făcut. Da, miroase, bă, toți copiii s-au îmbolnăvit de enterocolite. De la ai auzit, bă? Ați auzit, bă? Bă, ați auzit? Bă, ați auzit, da? De asta, bă? Muncesc ca să iau castare din cauza voastră, bă? Acasă, bă, cu voi, bă, în autocar, în autobuze. Duceți-vă, bă, cu toți. Aveți probleme? Da? V-ați trezit pe funcții, nu? Salubrizarea, recepție. Comunicați, domnule primar. Ce să comunic, bă, să-ți dai demisia? Ce să-ți comunic, bă, să ieși seara? Bă, directore, te-a făcut mămica ta director? Du-te, bă, să te ia barza înapoi, mă. Vino, mă, să te uiți și aici, în zona la Pecineaga, în jurul blocurilor, prin parcări. Ce măturați voi, mă, aer? Ținuta
celui de la firma de pază din Parcul Albănaș, lasă de torit. Sancțiune. Nu e cu sonul nimic. Tricoul zici că era călcat în picioare de tren. Salut. Tu de la ce firmă ești, tată? Magic Star. Magic, bravo. Bravo, tată. Uite, n-ai și tu o ținută din asta frumoasă? De la când mi-a tricouri. A, acum v-a dat tricouri, nu? Și e cu son ai? Da. Păi de unde ești? De la concert rock? De unde ești? Da, da. Îți pare rău? Ți-ai luat ceva din salariu astăzi seară. E cu son și calcă-ți și tu ăsta în picioare, că văd că cu mașina de călcat l-ai călcat. Da? Totuși, vorbiți cu niște oameni pe aici. E cu son, tata e. Da, a rămas. A rămas? Să vezi și tu rămâi de căruță dacă mai te băfărăi cu son. Domnilor viceprimar, city manager. Când vă plimbați așa și mai vedeți toalete ecologice, ia băgați-vă și nasul ăla fin al vostru prin toaletele astea, aia să vedeți. S-au vitanjat, sunt curate, nu sunt curate. Ăsta din amenajarea Ferentari mi-a plecat mustața la plimbare când am mirosit acolo. Mâine dimineață vreau și eu sancțiuni. Cine n-a vitanjat, cine n-a cosit? Voi, domnilor, city manager și viceprimari, propunere directă, scrisă. Ca să aprob. Dacă nu, aprob de unul singur, că și așa văd că mă lupt cu morile de vânt cu voi.